bună, sunt Sebastian Mândroiu, arhitect și fondator al biroului de design interior Pictus Studio. Și astăzi o să vorbim despre impactul COVID în amenajările de spații publice. Noi ca specific ne ocupăm de amenajări de spații publice și în momentul în care a apărut perioada de lockdown și întreaga problemă cu COVID-ul, practic obiectul muncii pentru noi a dispărut, adică toate proiectele la care lucram și în care eram implicați în momentul respectiv s-au pus on hold, s-au oprit, au fost într-un fel afectate. Și atunci, în calitate de arhitect, designer de interior, ne-am dat seama că ar fi important ca noi să ne asumăm o privire în viitor asupra ceea ce se va întâmpla și cum se vor transforma aceste spații. Și din acest motiv ne-am uitat la diverse tipuri de funcțiuni și am trecut prin restaurante, hoteluri, spații de retail, zona de săl de sport, practic toate tipurile de activități care au mai mulți clienți, și am văzut cum s-ar putea ele transforma în condiții de distanțare socială și, bineînțeles, cu ajutorul tehnologiei, pentru că erau cele două chestii care practic vor fi prezente în viața noastră de zi cu zi de acum înainte. Au fost și avem clienți care încă dezvoltă spații. Foarte ok au funcționat businessurile care erau axate pe takeaway și pe delivery. Genul acesta de businessuri a crescut practic în perioada respectivă și avem clienți care investesc în momentul ăsta în dezvoltarea unor spații de genul. Dar tot ce înseamnă partea de restaurante ceva mai mari sau restaurante în care se și stătea la masă, astea sunt într-adevăr înghețate pentru moment. În primul rând este partea de distanțare pe care trebuie să o facem, adică se păstrează 2 metri între mese și un număr limitat de persoane. Bineînțeles, tot ce înseamnă partea de dezinfectare, ne uităm inclusiv la adăugarea unor chiuvete de spălat pe mâini pentru diverse spații, astfel încât oamenilor să le fie mai ușor și mai accesibil, să nu se creeze vreodată aglomerație sau coadă la baie. Tot ce înseamnă stații de dezinfectare cu dezinfectanți au apărut în mai multe zone, în restaurante și pe terase. Deci, da, într-adevăr, toate industriile, mi se pare, fiind implicate în proiecte din mai multe zone, toate industriile mi se pare că au luat măsuri și sunt proactive în prevenție. Ideea asta a venit din privirea pe care am aruncat-o asupra domeniului turistic și ne gândeam noi că oamenii vor fi reticenți din motive obiective sau, mă rog, din teama de virus, vor fi reticenți să se aglomereze în spații mari, spre exemplu în stațiuni sau în hoteluri foarte mari. Acum, ceea ce s-a întâmplat în ultimele 2-3 luni de vară nu confirmă neapărat asta, dar cred că un procent din turiști au fost reticenți și au preferat să aleagă să petreacă timpul sau, mă rog, să-și petreacă vacanțele într-un mod mai remote. Și de asta ne-am gândit la glampinguri, care sunt un fel de ansambluri de corturi mai poși, să zicem, sau mai drăguțe puțin. Partea de rulote, bineînțeles, e foarte interesant de explorat și inclusiv concedii pe barcă. Am auzit că s-au purtat foarte bine vara asta, pentru că au fost grupuri mici de oameni, s-au testat toți înainte și apărat că au putut să meargă împreună. Deci, cumva, ideea din spatele propunerii noastre era că se vor sparge oamenii în zone mai mici sau în grupuri mai mici, astfel încât să nu ajungă să interacționeze mase ceva mai mari de oameni. Cred că e un lucru care s-ar fi întâmplat oricum în evoluție, dar partea asta de pandemie a accelerat lucrurile. Ce observăm ca și trend în piața de restaurante, și cred că asta se întâmplă în ultimii 5 ani, este că există o trecere de la restaurante generaliste care serveau, nu știu, 50 de tipuri sau 70 de tipuri de produse, la restaurante care sunt mai mult single product. Ceea ce înseamnă că apar restaurante care sunt axate doar pe pizza sau doar pe tacos sau doar pe un singur specific pe care, să zicem, că îl ridică puțin mai mult sau îl duc la un produs deosebit, un produs vedete. Ce voiam noi să zicem cu combinația asta între fine dining și să zicem takeaway ar fi faptul că aceste restaurante care oferă un produs foarte, foarte bun din punct de vedere al calității vor vrea să servească și repede și vor face pasul către aplicații, au făcut deja pasul către aplicații de delivery, către practic servire la tejghea, pentru că nu își vor mai permite să mai aibă clienții înăuntru.
Și atunci e o combinație între oameni care fac un produs la nivel de artă și tot ce înseamnă, nu știu, servit un produs foarte repede, eventual acasă pe canapea sau... Deci mi se pare un trend care va continua. În plus, clienții vor fi, să zicem, vor avea predispoziția să comande lucruri emblematice. O să poți să-ți mai faci acasă o salată de vinete, dar nu poți să-ți faci un anume taco sau o anume pizza pe care ai mâncat-o undeva în oraș. Atunci predispoziția va fi să comanzi acele lucruri care chiar sunt foarte speciale sau reprezintă o experiență pe care ai avut-o înainte. Ceea ce înseamnă că toți cei care fac ceva de genul ăsta ar putea să aibă succes în viitor. Cred că am trecut de la un pol la altul, sau mă rog, de la extremă la alta foarte repede, adică dintr-o societate care nu avea niciun fel de problemă și niciun fel de măsură de distanțare socială, am trecut într-o dată închiși în casă, practic peste noapte, și probabil că 95% din oameni nu acceptă chestia asta și le e greu să se distanțeze, dar pe măsură ce virusul trăiește în societate, cred că un număr din ce în ce mai mare se va obișnui să aibă măsuri de distanțare sau să aibă un anumit grad de protecție cu folosirea măștilor sau de precauție. Cred că peste un an de zile, când se va termina totul, vor fi mult mai mulți oameni care vor lucra de acasă, desigur, cu diverse, să zicem, grupuri sau firme care vor reveni la birou și la activitățile dinainte, dar cred că va ține foarte mult de preferințele și de siguranța pe care o vor avea oamenii fiecare pentru el. Și, practic, nu mă aștept să fie un switch mult mai mare sau un procent mult mai mare din oameni care vor lucra de acasă, să zicem, dar mă aștept să fie mai accelerat, o adopție mai accelerată decât ar fi fost înainte de COVID. Ne uităm aici împreună cu clienții noștri la măsuri care se implementează și în restul Europei, respectiv extinderea teraselor pe domeniul public. Asta ar fi una din măsurile care le-ar putea ajuta să supraviețuiască. Din păcate, iarna asta va fi foarte grea pentru industria Horeca, mai ales datorită lipsei teraselor, sau mă rog, a posibilității de a mai sta pe terasă. Dacă nu se vor redeschide și nu va fi safe să se redeschidă spațiile interioare, probabil că în primăvara 2021 o să avem mult mai puține restaurante care vor supraviețui. Deja oamenii care lucrau în industrie au fost nevoiți să se orienteze, pentru că nu pot să stea pe șomaș tehnic atâtea luni, fiind totuși venituri foarte mici, și practic asta înseamnă o depopulare, adică și dacă ai vrea să redeschizi restaurantele de mâine și presupunem că am avea clienți așa cum erau în, nu știu, vara anului trecut, ar fi aproape imposibil, pentru că nu mai există personal, oamenii s-au recalificat sau s-au reorientat spre altceva, deci lucrurile oricum sunt grele chiar și în momentul ăsta. Siguranță vor mai fi locații care vor închide, din păcate, și anul viitor. Toată lumea speră că se va rezolva într-un fel sau altul. Momentan, blocajul ăsta nu ajută pe nimeni, adică există o incertitudine și pentru restaurante și există cu siguranță o incertitudine pentru toți oamenii care lucrează. Sunt undeva la 400.000 de angajați în domeniul Horeca. Noi am trecut la work from home și lucrăm de acasă încă de la începutul pandemiei și probabil că o să facem asta cel puțin până la finalul anului. Ne-a fost destul de ușor pentru că foloseam un sistem centralizat sau o aplicație centralizată în care aveam toate proiectele, stadiul lor, practic toate lucrurile erau cumva într-un sistem și atunci doar am dus comunicarea în zona de online, dar proiectarea deja se făcea, proiectarea și organizarea proiectelor se făcea deja pe computer. Mai avem tot ce înseamnă întâlniri de șantier pe care trebuie să le facem și unde putem să mergem în cadrul șantierilor unde se lucrează, dar cam asta e, adică ne lipsește puțin colaborarea și comunicarea pe care o aveam în birou, încercăm să o suplinim cât se poate prin Zoom, Skype și alte acele, dar cred că n-o să ne ducem mai repede la birou de sfârșitul anului.